Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Smart HR. Astăzi o avem alături de noi pe Adriana Coca, director resurse umane al companiei Foodpanda România. Da. Adriana, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Mă bucur să ne și cunoaștem în persoană. Acum am vorbit noi pe video meeting, dar știi cum e video-video, dar tot mai bine face-to-face. Da. Adriana, o să te rog la început să ne spui cine ești. Sunt director resurse umane în cadrul Foodpanda de deja de un an și coordonez tot ce ține de toate aspectele care țin de HR și de office admin și încerc să ajut compania sau colegii din cadrul Foodpanda să-și găsească un loc aici și să crească împreună cu business-ul. Cum e organizat la voi departamentul de resurse umane? Cum faceți voi HR-ul, de fapt? Ca și context, business-ul este în creștere, este în plină dezvoltare. Este un business relativ nou pe piața din România și de aici și echipa de HR este relativ nouă. Suntem trei colegi în echipa de HR, Isa, Dragoș și cu mine și primim sprijin din partea colegelor de pe Office Management, Iulia și Roxana. Încă încercăm și noi suntem de puțin timp în formula asta și încercăm să ne trasăm niște responsabilități și în funcție de preferințe, dar și în funcție de nevoile business-ului în momentul acesta. Ne ocupăm, pe lângă aspectele clasice, legale și administrative, de a crea spațiu de învățare și oportunități de învățare. Organizăm evenimente de socializare și de cunoaștere, pentru că suntem din ce în ce mai mulți împrăștiați în toată țara și avem nevoie de ocazii din acestea în care să ne cunoaștem în afara spațiului de muncă. Îi mai sprijin pe colegi în recrutare, în evaluarea performanțelor și ce alte aspecte mai apar. Iată că Foodpanda este într-un domeniu de activitate care în acest context cumva s-a dezvoltat. Da? A avut oportunitatea dată de contextul economic. Evident, o dezvoltare care n-a fost previzionată anul trecut. Adică chiar dacă, evident, orice companie își propune un plan de dezvoltare, ea s-a desfășurat mult mai rapid decât v-ați plănuit. De aceea, probabil, și departamentul de HR este într-o perioadă de construcție ca atare. Poți să-mi spui ce provocări ați avut în perioada asta? Au fost, dar dintre cele mai frumoase, aș spune eu. Noi am continuat să angajăm pe toată această perioadă, ba mai mult, perioada de lockdown din martie-aprilie ne-a prins cu colegi care își confirmaseră venirea și trebuia să găsim o modalitate să le facem onboarding-ul. Dar principala preocupare pentru noi în perioada asta a fost să găsim soluții prin care colegii să-și continue în siguranță activitatea de acasă. Apoi au fost provocările legate de sprijinul pe care am căutat să le oferim partenerilor și livratorilor noștri. Am fluidizat pe cât posibil plățile, în așa fel încât fiecare să-și primească banii la timp și să poată să continue activitatea. Iar pentru clienți am facilitat la fel plata online sau comanda fără contact cu livratorul și am adus pe platformă cât mai multe restaurante și magazine pentru ca oferta să fie una generoasă și suficientă și pentru diversă, da. Și diversă, da, pentru orice fiecare gust, la orice exact, oră. Exact. Da. Poți să-mi spui cum se întâmpla înainte recrutarea și cum se întâmplă acum? Da, înainte, bineînțeles, recrutarea era cât mai mult față în față. Ne întâlneam cu candidatul pe tot parcursul procesului de recrutare. Acum am trecut tot procesul de recrutare în online, prin video call.
Și ne-am dat seama că se poate și așa. Am reușit să angajăm colegi foarte buni și a fost un win-win de ambele părți. Pe viitor, după ce vom putea să ne reluăm în siguranță activitatea toți dintre noi, ne gândim să păstrăm o combinație între interviurile online și interviurile față în față. Prin intermediul interviurilor online se pierde o mare parte din mesajul non-verbal. Și cred că și candidatul are un pic de pierdut, că nu întâlnește potențialii colegi față în față, nu prinde puțin feeling-ul din birou și așa mai departe. Și ne gândim ca măcar interviul final să fie față în față. Da, și eu am crezut întotdeauna că din multe perspective combinațiile sunt cele mai bune. Uh-huh. Pentru că da, nici eu nu cred în automatizarea sau robotizarea proceselor de recrutare în mod integral. Uh-huh. Până la urmă angajezi oameni, da? Exact. Și atunci trebuie cumva să nu se piardă acest human din human resources. Uh-huh. Dar pe de altă parte, într-adevăr, dacă cel puțin la începutul procesului de recrutare apelezi la tehnologie, eficientizezi foarte mult preselecția. Exact. și de o parte și de alta, pentru că și pentru candidați este mult mai, exact, mult mai bine. Nu îi mai pierdem pe parcurs, pentru că nu au timp, poate să piardă o jumătate de zi cu drumul până la sediul nostru și înapoi la biroul lor. Sunt mult mai comozi acasă și se simt ei mai în largul lor și are mai mult sens ca interviurile de început, de screening, să le putem continua tot online. La fel e probabil și în ceea ce privește lucrul de acasă, pentru că și voi acum sunteți în varianta aproape remote. Da, îmi povesteai că deocamdată la voi vin colegii care au nevoie să vină, există o politică de asta, de temporară practic. Cum crezi că se vor desfășura lucrurile după? Nu știu când va fi acest după, dar mă rog, noi ne pregătim pentru el. Exact. Ne-am dat seama un lucru foarte bun care a ieșit din toată nebunia asta, este că ne-am dat seama că lucrăm foarte bine și de acasă. Și poate managerii care erau mai sceptici că dacă se lucrează de acasă se scade productivitatea, și-au dat seama că din contră, acasă ești poate chiar mai productiv pentru că ai mai puține întreruperi și atunci sunt beneficii în plus pentru angajați și pentru toată lumea. Într-adevăr, în continuare lucrăm preponderent de acasă până când o să fie în siguranță să ne întâlnim în număr mai mare la birou, dar ne-am dat seama că ne place să lucrăm împreună, să ne vedem la birou. Gălăgia care era în open space și care ne deranja înainte, acum ne lipsește. Și atunci am zis că încercăm să lăsăm ușile deschise biroului pentru colegii care simt nevoia să mai iasă din casă și pentru care gălăgia asta de fundal e o nevoie, o necesitate. Dar știi că există niște aplicații soft care s-au creat, m-aș amuzat pe cuvânt. Deci le pui pe calculator și ți dă zgomotul de fund de la birou și ți alegi acolo să fie gălăgie ca la birou, ca la bibliotecă, mă rog, ca la restaurant și dai drumul să te simți în office. Dar acum, cred că în fiecare mediu de lucru există câțiva colegi semnătură, știi? Da, exact, care da. Dacă îi auzi vorbind mai tare sau râzând sau făcând gălăgie pe coridor, știi că sunt ai tăi, e feeling-ul ăla că corect, așa de este. Familiaritate, știi? Și ne gândim pe viitor să dăm o libertate mai mare fiecărui coleg să-și aleagă cât de mult vrea să lucreze de acasă și cât de mult de la birou. Dar ne-am dat seama că ne e dor. Adică în contextul ăsta de acum în care stăm foarte mult departe unii de ceilalți, ne e dor să ne întâlnim, ne e dor de gălăgia de la birou într-o oarecare măsură. Și vorbeam și colegii din echipa centrală cum se va schimba spațiul de lucru.
exact în, în direcția asta de socializare mai mult. Vii la birou să mai socializezi cu colegii, vii la birou când ai nevoie să lucrezi pe un proiect și lucrurile funcționează mai repede dacă te vezi cu echipa și, și discuți direct. Și așa mai departe. În schimb, când ai nevoie de concentrare, de liniște, ai task-uri foarte clare, să zic, poți să rămâi acasă cât ai nevoie. Așa ne orientăm noi. Când am intrat la voi în birou, așa, chiar dacă nu e foarte multă lume, adică nu prea e lume pe aici, ce spui, recunosc că asta e, totuși este un vibe foarte pozitiv, nu știu, este foarte frumos, așa, și colorat, și vesel, și lumină. Ceea ce mă duce cu gândul că probabil Food Panda are o orientare spre niște valori legate de cultura organizației și de mediul de lucru pozitiv. Cum se desfășoară? Adică, care sunt valorile voastre din punctul ăsta de vedere? Către ce vă orientați? În primul rând, colegii sunt foarte importanți pentru noi și mediul de lucru și felul în care ne conectăm unii cu ceilalți. Am fost plăcut surprinsă când am intrat în Food Panda acum un an, să constat că a-ți ajuta colegul vine natural. Nu e ceva, nu știu, învățat, impus sau mai știu eu cum, ci efectiv vine natural și feedback-ul ăsta îl regăsesc la toți colegii noi, că da, primesc sprijin din partea colegilor, n-a fost vreo situație în care să cer ajutor și să mi se spună, nu știu, nu e treaba mea, nu mă interesează. Asta ne aduce pe noi împreună. Și bineînțeles mâncarea. Okay. Sunt mâncarea și dorința de a face lucrurile bine, de a oferi clientului o experiență cât mai plăcută, cât mai simplă, cât mai ușoară, de a comanda ce are nevoie de pe platforma noastră. Sunt multe discuții în jurul mâncării. Ok, nu e o probă, nu, la recrutare, care mănâncă mai mult. E o întrebare. Și nu. Ideea nu e care mănâncă mai mult. Ci deci bine, nu e un criteriu de descalificare dacă nu îți place mâncarea sau nu ești pasionat să mănânci, să ieși, să experimentezi, dar cred că oamenii care sunt pasionați de mâncare se încadrează foarte bine în felul nostru de a fi. Ce alte criterii mai aveți atunci când recrutați, după ce vă uitați? Business-ul nostru este unul foarte dinamic, într-o industrie care este la început și pe care noi o construim. Nu noi neapărat ca Food Panda, ci noi... Oamenii din interior. Și organizațiile de profil. Da. Iarăși legislația încă nu e clar stabilită și așa mai departe. De aici foarte multe schimbări, foarte multe provocări, o dinamică foarte mare a mediului de lucru. Și asta încercăm să căutăm la viitorii colegi, deschiderea către nou, către a învăța, către un mediu de lucru dinamic și în continuă schimbare, și să facă lucrurile cu pasiune. Da, pasiunea asta este foarte greu evaluabilă. Da? Da, exact. La un interviu de angajare, prin oricâte interviuri treci, sigur, poți să-ți mai dai seama că na, un om care vorbește înflăcărat așa despre jobul lui, e clar că îi place. Dar, na, e discutabil, să spunem așa. Am văzut că ați început să construiți o bibliotecă. Da, da, suntem foarte, foarte mândri de ea. Este la început. Avem biblioteca asta și la Cluj, noi avem un birou mai micuț la Cluj și am organizat o bibliotecă și acolo. Încercăm să creăm spațiu de învățare și încercăm să deschidem apetitul pentru învățare pe
toate formele existente de învățare. Avem această bibliotecă, avem și o platformă de traininguri online. Am inițiat de curând conceptul și la noi conceptul de oră de învățare, pe care vrem să-l replicăm o dată pe lună pe diverse teme. Ideea este să facem pași micuți către a deschide și a dezvolta pur și simplu. Da, a hrăni apetitul ăsta pentru învățare. Și încercăm să le explicăm colegilor că există modalități diverse de a învăța, nu doar metodele clasice. Și încercăm să-i sprijinim în tot procesul ăsta. Iar da, Pandateca, așa îi spunem noi, este încă la început și sperăm să, nu știu, să mai cumpărăm încă vreo 2-3 biblioteci dintre astea și să fie pline cu cărți. Sigur se va întâmpla, probabil că proiectul va crește atunci când lucrurile, de fapt oamenii vor începe să revină la birou într-un ritm mai mare. Pentru că știi cum e, atunci când vezi și pui mâna pe exact, proiect, indiciu. Da, exact, este altfel. Adriana, spune-mi câte ceva despre tine. Cum ai ajuns tu să faci HR? N-a fost neapărat un parcurs foarte clar sau bine definit dinainte. Nu neapărat pot să spun că am pornit la drum cu ideea că da, vreau să fac HR. Ce știu clar este că nu mă pricep la numere, la cifre, la analize și lucruri de genul ăsta. Și tot timpul am găsit o plăcere din a lucra direct cu oamenii și a le crea spațiu de dezvoltare, un context cât mai potrivit pentru ei, prin care să meargă către varianta lor cea mai bună. Și cumva lucrurile m-au dus în poziția pe care o am astăzi, de a coordona echipa de HR din cadrul Foodpanda. Am experimentat foarte mult. Am testat o grămadă de lucruri. Vroiam să fac și comunicare, PR, marketing. Mi-a plăcut și aspectul ăsta de resurse umane. Cred că și cumva oportunitățile care mi s-au oferit au fost mai mult în direcția asta de resurse umane. Și le-am acceptat de fiecare dată. Probabil că și universul lucrează cumva și ne dă ce ne trebuie. Mă rog, spunem noi așa ca să ne consolăm cu gândul. Da, domeniul resurselor umane este un domeniu încă în dezvoltare în general, dar la noi în România cu atât mai mult. Deși există școli, mă rog, universități care au programe de master și cursuri, să zicem așa, de resurse umane în cadrul universităților, nu este un program foarte clar. Uite, asta e facultatea pe care trebuie să fac pentru a urma acest domeniu. Pe de altă parte, sunt destul de mulți absolvenți ai studiilor superioare care își doresc o carieră în HR. Sigur, neștiind foarte bine ce înseamnă asta, pentru că la noi învățământul nu este foarte practic și chiar dacă mai există programe de internship, să fii serios și nu te confrunți cu ce trebuie. Și ca atare, unul dintre obiectivele noastre al acestui TV Piața Muncii.info este să dezvoltăm acest domeniu al resurselor umane și să învățăm pe cei care sunt la început de carieră nu numai ce îi așteaptă și ce ar trebui să facă pentru a putea face față provocărilor, pentru că HR-ul e o provocare. În România nu există un învățământ foarte structurat în ceea ce privește o carieră în HR. Sunt cursuri pe la anumite universități, avem programe de master, însă cu toate acestea sunt foarte mulți absolvenți care își doresc o carieră în HR, fără a ști de fapt ce presupune asta, pentru că HR-ul este o provocare. Sigur că este despre oameni, este despre comunicare, însă de multe ori asta este poate, nu că cel mai puțin important aspect, dar este doar o bucată din tot ce înseamnă HR.
Și de aceea unul dintre obiectivele acestui TV Piața Muncii.info este tocmai de a educa acest domeniu și de a învăța pe cei care sunt la început de carieră cum ar trebui să se pregătească pentru a face față provocării. Te întreb și pe tine, ce crezi că ar trebui să facă un tânăr aspirant sau tânără aspirantă pentru acest domeniu? Să încerce. Să încerce să testeze, să citească cât mai mult, să participe la cât mai multe workshop-uri, training-uri, evenimente din domeniu și să se implice cât mai mult posibil în organizația din care face parte, în evenimente sau evenimente de HR. Să ceară să se implice și să experimenteze toate tot domeniul HR-ului, fie că e recrutare, că e evaluare, că e organizare de evenimente interne sau mai știu eu ce, înainte să ia o decizie, decizia vine natural în timp. Dar înainte să ajungă la decizia asta, trebuie să încerce și să vadă ce îi place. Pentru că nu te poate învăța niciun curs, nici o carte, niciun test de personalitate, ce anume din domeniul HR-ului vrei să faci. Asta a funcționat și pentru mine. Și eu m-am întrebat să mă duc pe training-uri, să mă duc doar pe recrutări sau orice alt capitol. Pentru mine funcționează generalul. Practica, da, și să treci prin ele. Așa este, până la urmă, dacă îți dorești să ai o carieră în acest domeniu. Sigur, scopul este ca undeva pe parcurs să devii un coordonator al unui departament de HR. Într-un fel sau altul. Și atunci se cheamă că ești manager, da? Să nu-i spune neapărat lider, că și aici o discuție. Da. Managerul ar trebui, din perspectiva mea, să fi trecut prin funcționalitățile respective, măcar un pic, pentru ca să poată evalua corect și munca celor și resursele de care are nevoie și pentru a înțelege business-ul. Da. Un bun manager de resurse umane este acela care înțelege business-ul. Da, și care este un partener de business, cum de altfel începe mai toată comunitatea de business să fie de acord cu asta. Da, să sperăm că nu este doar declarativ și că lucrurile chiar vor merge așa, pentru că, într-adevăr, resursa umană, departamentul de resurse umane ar trebui să fie un partener de business foarte, adică strategic, fără glume. Este esențial în dezvoltarea unei echipe și mai ales în organizațiile cu echipe mari. Acum știi cum e, trebuie să recunoaștem, astea sunt vremurile, așa s-a dezvoltat omenirea, resursa umană a devenit foarte importantă și un aspect foarte delicat în același timp într-un orice business. Exact. Pentru că până la urmă, da, îți iei tu nu știu ce echipamente, tehnologie și așa mai departe, dar există un creier, da? Un om care trebuie să le pună în funcționare, trebuie să le coordoneze, trebuie să facă lucrurile acolo. Ori dacă această resursă umană nu este corect, nu neapărat știi să cădem în vedetism, acum știi că trebuie să avem un echilibru, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem asta este. E resursa umană, este un aspect foarte, foarte important al business-ului. Ori dacă nu-i dăm importanța necesară, iată că ajungem cine știe pe unde. Mulțumesc frumos pentru discuția de astăzi. Cu mare drag, mulțumesc și eu pentru ocazie. Vă urez succes. Eu cred că lucrurile merg super ok. Mie mi-a plăcut ce am văzut aici și sper să ne reauzim, să ne revedem, poate eu știu, în vremuri mai sociabile. Mai liniștite. Așa. Da, nu știu dacă o să fie neapărat mai liniștite, dar o să fie diferite. Adică, da. Așa cu siguranță deja. Așa. Și să auzim de bine, ce să zic. Așa să fie. Mult succes și cu proiectele voastre. Le susținem pe cât de mult se poate și încurajăm întotdeauna astfel de inițiative care vin să sprijine comunitatea de oameni de resurse umane și în special pe cei la început de drum. E un domeniu foarte frumos, dar destul de dificil. Așa este. Acum știi cum e, că dacă ar fi ușor, ar fi făcut de oricine, știi cum. Cam așa e. Da. Fiecare cu abilitățile lui. Corect. Mulțumim și telespectatorilor noștri și îi așteptăm și la următoarele emisiuni. La revedere!